Asociația elevilor din Constanța cere acordarea de burse sociale pentru elevi, motivând faptul că acestea nu au fost date niciodată în municipiul Constanța. Consiliul Local Constanța consideră că aceste burse nu trebuie oferite obligatoriu elevilor, iar noi prin această chemare în judecată vrem să obligăm Consiliul Local să ofere burse elevilor. Nu s-au oferit până acum niciodată burse acestor elevi din Constanța și considerăm că ar trebui ca Consiliul Local să respecte legea în tocmai. Ținând cont că în comune, chiar în comuna Peștera din județul Constanța, se pot acorda aceste burse în orașele mari precum Iași, Timișoara, Cluj, București, considerăm că și Constanța, care este un oraș destul de mare, trebuie să le acorde elevilor burse pentru că este un drept al lor. Reprezentanții autorităților locale spun că această problemă va fi discutată și posibil de anul viitor se vor lua măsuri. Este dreptul lor, nu putem contesta acest lucru. Problema este că Inspectoratul Școlar Județean Constanța acordă niște bani elevilor constanțeni, dar bursele de merit se acordă facultativ. În lege nu este stipulat. Se acordă facultativ în cadrul alocărilor bugetare. Și primăria pune în aplicare exclusiv ceea ce stabilește Consiliul Local și legile țării. A doua cerere de trimitere în judecată a fost depusă pe numele Ministerului Educației Naționale. Prin aceasta solicităm Ministerului să emită un ordin prin care să deconteze integral naveta elevilor. Ei spun că nu au bani, însă așa cum vor să deconteze naveta cadrelor didactice și integral și salutăm această decizie, este chiar o decizie binevenită, n-ar trebui să se aplice dublul standard și să nu le deconteze și elevilor integral. Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța spun că au depus cererile de trimitere în judecată pentru că este singurul mod în care ar putea să fie luați în seamă.